A fi cât? Cât zici tu? 20 plus 20 plus 10 plus 30. Deci 70. O secundă. Nu sunt două segmente de astea sus. Uite. Asta 20. 70, 10, 10, 20. Deci în prima zi, 20 plus 20. 20 plus 20 plus 10 plus 10 egal cu 60 km. Așa să fie. Deci 20 plus 20 plus 20 fac 60 de 3 ori de 20. Nu de 3 ori de 20 fac 10, 60 de km. Așa da. Ce-ai făcut tu? Cum ai raționat? Hai să vedem. Rezolva. În a patra zi, ai avut 10 km, da? Deci, probabilitatea autor. În a treia zi, avem de 2 ori câte 10, 2 ori 10 și egal cu 20 km. În a doua zi, fiindcă ai un sfert din ce a rămas, adică 10 km. Da? 10 km. Și în prima zi, se observă foarte bine că sunt 20 km. Deci este o metodă interesantă. Metoda a zis așa, mersul înapoi, cuplat. Deci mersul înapoi și cuplat și cu cine? Și cu metoda figurativă, se cheamă asta, nu? Sau cum zici tu, băi? Grafică. Metoda grafică, sigur. Metoda grafică. Deci, metoda grafică sau metoda figurativă este același lucru. De acord. Ei, haideți să mai facem și o problemuță. Am înțeles acum metoda segmentelor. Tu, de-aia, mi pare să vii cu cei ce am spus mai devreme. Da? Și acum, hai să vedem următorul lucru. În curtea unui gospodar, sunt găini și iepuri. Dacă le numerăm capetele, deci găini și iepuri, total, sunt 24 de capete. Deci e total. Iar picioare sunt, ești atent că da? Hai să tu urmărești. Nu știu eu, doamna. Tu ești atent că tot timpul aici la discuția ca cu tău. Deci în total sunt 24 de capete. Adică și iepuri și găini la un loc. Iar picioare sunt 36. 36 de picioare. Câte găini și câte iepuri sunt în curte? Să vedem dacă e așa. Să vedem cum gândim. Deci în total sunt 24 de capete. Aha, 24! Deci 24 de capete. Iar picioarele, dacă le numărăm, sunt 36. Dar sunt 24 animale. Da, 24, sigur că da. 24 de vețuitoare, iepuri și găini. Fiindcă tu te duci repede să... Ok. Așa, hai să punem un număr mai mic. Sunt 12. 12, da. Și atunci la picioare să umblăm aici 30 de picioare. Da. Deci, dacă ar fi toate găinile, da? Dacă ar fi toate găinile, atunci, câte? 24 de picioare. Aia a acoperit 24, ai consumat 24 de picioare. Ar fi trebuit să fie 24 de picioare. Dar, tu ai 30 de picioare. Cum? Deci, dacă le fac
Deci 24 vezi 4, 48. 48 de picioare cu fusta de poți fi așteptat. Da. Ne oprim aici și o să rămâne să continuăm problema asta. Că a venit tehnica problema asta, da? Este bine mai pornit. Transform veinile în iepuri, nu? Le păicuri de două picioare, pentru că acolo și le dădea exact. Așadar, la revedere, am avut aici probleme prin metoda grafică. Da? Probleme prin metoda. Și metoda falsă ipoteză. Metoda falsă ipoteză. Mersul înapoi. Da. Și metoda mersul înapoi. Mersului înapoi. Adică la sfârșit. Tata, la revedere. Să nu uitați la like, să abonați la Prof Online. Și fac noi să se povestească la toți, să se povestească la toți prietenii, da? Așa, noi avem acolo... La revedere! La revedere!